era in piccione. Ma eu știu spitalul din Gherla și știu și... Dormeați? Când s-a întâmplat? Și ce, cum v-ați trezit? Ați auzit-o bubuitul? Nu, am văzut. Vă știți cu ceva boli? Faceți ceva de la mine? Era un autobuz. Nu s-a întâmplat nimic. Și de unul a intrat în depășire și celălalt de acolo... Nu a bubuit. Nu s-a la servici, a nu, cealaltă mașină. Da, asta avea viteză. Nu știu, era nervos. Eu l-am văzut nervos. Parcă vrea, nu știu, a intrat în depășare extraordinar în față. Și vă ieșit în cale? Nu, nu a ieșit în fața noastră. Și să văd și frânele de la autocar cu care a venit, să vede foarte bine că a vrut să-l evite și nu mai putut. Mergeți-vă la mai spate. Este cineva rănit mai grav în autocar? Nu. 10 persoane, am sărit jos, ne-au ajutat colegii, am sărit jos oamenii de aici. De unde veneați? De la servici, de la Fujigura, de la lucru. La locul accidentului s-au deplasat echipajele ambulanțelor de Jghearla. Am găsit două mașini, victime încarcerate într-una dintre ele. Pasagerii din autobuz în număr de 9 persoane n-au solicitat ajutor medical, fiind fără leziuni medicale. Pasagerii din mașina răsturnată și încarcerată, unul a fost declarat decedat cu leziuni incompatibile cu viața, iar cealaltă victimă a fost scoasă de către colegii pompieri, stare generală bună, conștient, leziuni minore de plăci la nivelul antebrațelor. El va fi dus probabil pentru examinare la spitalul din Gherla, dacă va fi nevoie la UPU Cluj. Păi aveați oameni în autocar, vă grăbeați undeva? Nu. Și cum s-a întâmplat? O era brusc stânga. Nu se analizat. Dar el în ce direcție mergea? Pe banda asta și te dau să-l depășesc. Și dintr-una se bagă. Deci el mergea tot spre Gherla? Da. Și ați vrut să-l depășiți? Eram în depășire. Dintr-una el s-a băgat. Și a virat și a ieșit în fața dumneavoastră? Și brusc.